Salut, sunt Otto de la Miere TVO și am slăbit 6 kg într-o săptămână. Astăzi este duminică și vom vedea rezultatele din prima săptămână de slăbire. A trecut o săptămână din programul de slăbit și acum ne vom pune pe cântar să vedem rezultatele. Sunt foarte entuziasmat să vedem cât am slăbit. Haideți să pornim și cântarul. Vă reamintesc că săptămâna trecută am avut 146,4. Haideți să vedem acum cât arată. 139,6. Wow! Wow! Nu se poate. 146,4. Da, încă sunt șocat după ce m-am cântărit. Nu vine să cred! Ați văzut și voi, cântarul a arătat 139,6 față de 146,4. Asta înseamnă că am slăbit 5,8 kg în prima săptămână și sunt foarte, foarte fericit. Sincer să fiu, mă așteptam să slăbesc mai ușor acum la început, pentru că am o greutate foarte mare, însă nu mă așteptam să dau jos chiar 6 kg. Sunt conștient că în mare parte din aceste kilograme au fost de apă, deoarece excesul de apă este eliminat prima dată de organism. M-am cântărit dimineața pe stomacul gol și așa voi continua în fiecare săptămână. Trebuie să rămân în continuare motivat pentru că mai am de slăbit 44 de kilograme și de aceea voi pune în fiecare săptămână imagini cu progresul meu, iar de mâine începem o nouă săptămână la sală. Pentru că abia m-am trezit și nu mi-am băut cafeaua, o să merg până la Căciulata să beau o cafea cu mama și tata, voi filma și de acolo câte ceva, apoi merg la cumpărături să iau spanac și piept de pui, să pregătesc ceva de mâncare pentru seară. Am ajuns în Căciulata, mai avem foarte puțin până la stand. Sunt foarte mulți turiști, văd. Parcarea hotelurilor a fost plină. Am trecut de ele, acum ajungem la Mănăstirea Cozia. O să fie pe dreapta, iar pe stânga sunt arabele. Era poliția. Trebuie să ne băgăm aici în stânga. Uitați și taraba. Maica mea deja are clienți. Salut! Fierguș, cum s-a strâmbat la api complet băiatul ăsta, Doamne, dar nu mai putem. S-a strâmbat la api complet? Da. Dar e cel mai bun proces. Soția, nu l-a lăsat de asta cu bluza, cu haina roșie. Nu l-a lăsat până nu i-a cumpărat. Ești bună, da. Să dau 85 de lei pe produsele astea, că la turniere de mare și nu fi complet, știi? Deci din șanse mai am două. Fiți alături de mine în fiecare zi pe tot parcursul slăbirii și scrieți-mi în comentarii părerile și sugestiile voastre. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like și un share pe Facebook să vadă toți că se poate. Până data viitoare, vă salut, numai bine!